Dușul bucal este un instrument cu care, cu ajutorul unui jet de apă, se pot îndepărta resturile de mâncare și placa dintre dinți și din sulcusul gingival, totuși fără a putea însă înlocui periajul dentar. Peria dentară curăță dinții doar de la nivelul gingiei spre marginea liberă a dinților. Dușul bucal distruge placa însă și de sub nivelul gingiei, în așa numitul sulcus. În animație, vedeți un dinte din lateral. Vedeți osul, rădăcina dintelui, spațiul desmodontal și gingia. Aceste structuri sunt definite ca parodont. Gingia se află în mod normal la granița dintre smalț și ciment, adică acolo unde rădăcina se continuă cu coroana dentară, urcă și formează astfel așa numitul sulcus, o zonă în care gingia nu este lipită pe dinte, dar este atașată ferm la el. Acest sulcus poate avea adâncimea până la 3 mm. Placa este denumirea depozitului de pe dinte. Placa cauzează carie și parodontită. Acest biofilm este format pe dinți din bacterii, salivă și resturi alimentare. O placă adultă este organizată similar unui orășel. Mai mult despre aceasta în videoul Placa dentară. Cu dușul dentar, distrugeți placa și din sulcus. Inițial, se credea că dușul bucal ar putea împinge bacteriile mai adânc în sulcus și pe această bază s-a respins dușul bucal. În ziua de azi, se recunoaște că aceasta nu mai este cazul. Pe de o parte, bacteriile sunt capabile să se deplaseze singure cu ajutorul unor formațiuni specializate. Pe de altă parte, nu se urmărește distrugerea bacteriilor, ci mai mult inhibarea organizărilor în forma unei plăci adulte. În film urmăriți cum se utilizează corect dușul bucal. Țineți jetul spre sulcus. Procedați la utilizarea lui din afară spre înăuntru, mișcându-l spre înainte și în același mod și în interiorul gurii, la nivelul fiecărui dinte, rămânând circa 3 secunde în fiecare spațiu dintre dinți. La început, gingia poate sângera. Nu abandonați însă. Aceasta este doar indiciul că gingia este inflamată. Veți vedea că prin utilizarea regulată, zilnică a dușului bucal, gingia dumneavoastră își va reveni rapid. Inițial alegeți o presiune a jetului de apă pe care o considerați plăcută. Veți observa că veți intensifica puterea jetului de la sine cu rapiditate.